Continuăm previziunile astrale pentru marți. Balanță. Ai de ce să fii mândru de tine când vezi cât de multă lume apelează la sfaturile tale. Mulți se bazează pe capacitatea ta de a analiza corect situațiile în care sunt ei implicați pentru că ai un raționament limpede, o judecată justă, ce se bazează pe imparțialitate și detașare. Tu nu treci nimic prin prisma emoțiilor. Scorpion. Nu ești în apele tale, dar ai norocul de a chema alături de tine oameni care îți inspiră încredere și te ajută să ții sub control emoțiile negative. Alege compania oamenilor maturi, a celor cu multă experiență de viață și ascultă sfaturile lor pentru că ei îți transmit soluții concrete la problemele cu care te confrunți. Dacă ești în impas, fă o vizită unui frate mai mare sau cere sfatul superiorilor tăi pentru că nu e o rușine să nu știi ce să faci în unele momente. Săgetător. Stai un pic pe loc și nu te mai gândi la etapele următoare ale unui plan pe care îl dezvolți. Azi e o zi în care trebuie să arunci o privire în urmă, ori pentru că soluția la problemele de acum se află printre amintirile sau experiențele deja acumulate, ori ai scăpat ceva din vedere care, dacă nu este adus la zi acum, poate deveni într-o zi cel mai dificil impediment ce nu te va lăsa să mergi mai departe. Capricorn. Nu te poți înțelege cu reprezentanții generațiilor aflate la distanță mai mare față de tine. Te comporți ca un om cu experiență serios, sobru, cu scaun la cap și nu apreciezi atitudinea superficială și jucăușa a celor tineri. Nu fi atât de rigid, pentru că o alură de acest gen poate genera ironii, chiar și o atitudine nepoliticoasă la adresa ta. Vărsător. Nu poți coopera cu o persoană care, deși își dă tot interesul pentru proiectul la care lucrați umăr la umăr, nu se bazează pe informații prea solide. Mai degrabă își dă cu părerea, experimentează, încearcă să vadă ce iese. Nu sunt aspecte certe pe care le poți lua și tu în seamă. Lasă-l să-și încerce norocul, iar tu mergi pe căile deja verificate. Celălalt va greși și atunci ar putea arunca vina pe umerii tăi dacă te vei implica în treburile sale. Pești. Discuți cu cei dragi din familie dacă este sau nu momentul unor investiții mai solide. Vă gândeați de multă vreme la ele, dar le-ați tot amânat din cauza altor priorități. Se pare că a venit și vremea lor, dar nu trebuie să vă avântați în cheltuieli masive fără o analiză serioasă a resurselor voastre actuale și viitoare. Dacă rezultatul este promițător, ieșiți la cumpărături cu încredere, dar nu lua nimic fără să te sfătuiești cu părinții sau cu jumătatea ta. Doamnelor și domnilor, acestea au fost previziunile astrale pentru marți. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!